Bine, nu! Că am dat slash n. Băgam iaș. Iar am dat slash n. Băi, sunt dobitoc rău de tot. Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe rpg1.bizon.ro de pe contul lui Taz, care este News Reporters, rank 4. Suntem la casa lui de nivel 999 și suntem alături de Nacl, anume Petru, pe care l-ați cunoscut pe episodul trecut. Noi filmăm aceste episoade, anume episodul pe care voi l-ați văzut în trecut, ultimul episod și ăsta pe care vedeți acum, sunt filmate efectiv unul după altul. Salutare, Petru. Salut, din nou. Acest cont este News Reporters, da? Bun. Până acum nimic special. E un cont de News Reporters, dar scriem pe IG Sancho, așa. Swift, așa. Bun. Dar acest cont, dacă mă duc pe Sultan și dau take la Sultan și dau slash v la Sultan și dau slash, aici nu dau slash, aici informații. Vedem că acest Sultan are 2989 de zile. O să spuneți, bă, Swift, dar ai prezentat vehicule și cu 5000 de zile. Ce e asta de special? Ei bine, acest Sultan, dacă îl facem 2989 împărțit la 365, 8 ani și 8,18 ani. Iar acesta, o să vă las și poza pe ecran. Eu sper să nu uit să pun poza la montaj pe ecran. Este primul sultan care a fost cumpărat de pe rpg3.bizon.ro. Are exact vârsta RPG3-ului. Deci acest sultan pe care îl vedeți voi aici, da? Este cel mai vechi sultan de pe RPG3. Atenție, că s-a făcut fuziunea după cu 1, s-a trecut pe RPG1, asta e altceva. Dar este cel mai vechi sultan de pe RPG3.bizon, de pe dragul nostru RPG3, de pe care am filmat noi în trecut, da? Ăsta este cel mai vechi sultan. Ce părere ai de chestia asta, Nacl? Mai ești cu noi? Petru? Să știi că nu te auzi. Ok, până-i revine internetul lui Petru, momentul de față, vreau să dăm câteva anunțuri gratuite. Pot să fac eu niște AI-uri de ale inventate. Că vreau să dăm niște anunțuri informative, frate. Dacă tot ai intrat în News Reporters, efectiv am și uitat că sunt în News Reporters pe contul ăsta. Nu doar cele de pe forum, zice Sancho. Ah, mor. Bine, atunci o să dăm numai anunțurile informative care există pe forum.bizon.ro, pe care eu o să-l accesez imediat în timp ce ne plimbăm cu acest sultan, care are hidden în regulament intern. Ok, ms. Dau AI. Bun. Având rank 4, pot să dau anunțul informativ de oriunde aș fi de pe hartă. Mamă, ce m-enervează acum că trebuie să intru pe forum. News Reporters, avem aici, stați cu mine, vă rog eu mult, stați cu mine, nu vă plictisiți, nu ieșiți de pe clipul ăsta că imediat ajungem în regulament intern, a zis Sancho, așa, mergem frumos către, dar nu conduce în timp ce te uiți pe telefon, știu regula, regulament intern, avem aici anunțurile gratuite, anunțurile informative la punctul 4 și avem aici anunțurile informative, regulament, limbajul vulgar în cazul, sunt standard acestea fiind. Bine, hai să vedem. News, îl luăm pe ăsta. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri despre server, puteți să ce? Folosi comanda slash n. Bun. Avem aici slash duty, ne-am scos de pe duty ca să nu avem surprize. După câte minute pot da următorul, Sancho? Așa. S-a blocat sultanul, așa, bun.
acum, News Reporters. Pot să iau un ziar, să vedem, paper, nu, deliver. E picked a newspaper from the New York Times. Ok, mergem la HQ News Reporter să luăm un ziar și vine și câteva ziare în timp ce mai dăm niște anunțuri informative. Pe ăsta l-am dat la 48.54. Cred că limita între ele e de 2 minute. Ia să vedem aici anunțurile, interval. Anunțurile informative se publică la interval de 3 minute, neexistând o limită pentru acestea și respectând pauza de 1 minut între colegi. Ok, mersi mult. Deci 3 minute, l-am dat la 48, așa, o să-l dăm la 52, o să dăm următorul anunț gratuit, deci mai avem 2 minuțele până să dăm următorul anunț gratuit, facem treabă de News Reporter și raporte la rank 4, a, 2 sesiuni live și 60 de anunțuri gratuite, nu-i deloc greu, sincer, raport în râg, mi se pare cel mai ușor raport de făcut, bine, live-urile alea sunt un pic așa mai problematice, să zic așa, dar din moment ce cred că să pun la live-uri chiar și sesiune de live pe care le faci singur și sunt concursuri sau alte chestii de genul, cred că e ok. Mi-aduc aminte de News Reporters când dădeam eu aici live cu, doamne, 15-16 persoane, făceam 170 de case și erau bani pe atunci, erau bani mulți pe atunci la live-uri, dar aveam o grămadă de persoane, frate, s-a băgat regulamentul în News Reporters, tocmai datorită mie s-a băgat o regulă în News Reporters să nu poți fi mai multe persoane la live decât 5, că la live-ul făceam live în 15 oameni, mă, dar... Deci acest sultan pe care îl conducem este foarte special. Gândiți-vă că este cel mai vechi sultan. Oh, ce hidden frumos. Este cel mai vechi sultan de pe RPG3, cu care se laudă Taz că l-a avut prima oară Daniel Bahaos pe RPG3, fostul admin 4. După cum puteți vedea, aici arată foarte bine sultanerul ăsta și are foarte mulți ani în spate. Primul sultan de pe RPG3, v-am zis, sper să nu uit să pun poza la început de videoclip în care vedeți chestia asta, că am primit-o și eu de la proprietarul contului. Bun, acum mergem aici la papers, Snapchat, Write Newspaper, Next Paper, România, Coca-Cola. Ce asta? Cum pot să iau deliver? Stai, deliver by Anthony Picovi, dar n-am un ziar pe care l-a scris chiar proprietarul contului. După cum văd aici, Picovi, Feder, Ameretaz. Uite, European Drinks. Avem aici Bring. Cannot deliver newspapers at people. Bun, ăsta este ziarul pe care l-a scris chiar Taj, pe care îl putem vinde. Paper, nu, deliver 4531. You can sell papers to News Reporters. Vedeți, măi, ce... cum e jocul ăsta, nu mă las să vând ziarul la News Reporters. Păi News Reporters ăștia n-au putea să citească și ziarul. A, da, poate există comandă să citești ziarul? De fapt, nu, oricum îl citești când deschizi acolo papers la HQ, da. Bun. Putem da ai. Dau ai. Da, dacă dau ai, trebuie să mă uit iar pe site-ul ăsta. Sau, mai dăm încă o dată ai-ul de mai devreme. Nu merge. Bun. Hai să dăm așa, sunt standard. Site-ul, nu, stai. Duty. Site-ul wiki.bizon.ro vă oferă o gamă largă de informații cu privire la sistemele serverelor RPG. Nici nu mai verifică, știu că am scris. Bine, nu! Că am dat slash n. Băgam iaș slash news. Așa. Stai. Așa. Shadows. Când am dat din greșeală. De ce am dat slash n? De ce am dat slash n? De ce am dat slash n? Cred că acum pe filmare când ați văzut că am scris slash n era ceva gen Swift, nu da enter, Swift, nu da enter. Dar am văzut că era n. Da, cine știe, o-i fi avut în cap n prescurtare de la news. Cine știe ce am avut în cap, dar gata, nu mai dăm anunțuri informative că cine știe ce se petrece pe aici. Cine știe ce se întâmplă pe aici, pe jocul ăsta? Cine știe pe ce mai apăs? Dan Diaconescu, OTV Sal. Dar vreau, înainte să încheiem acest clip, vreau să vând și un ziar. Pe cât să vinde? Cred că ziarul pot să-l vând pe cât vreau eu, în ce știu. Și o să-l dau pe $1. Ideea este să vând ziarul respectiv. Nu zic, port o facțiune foarte interesantă aici pe joc.
pe episodul anterior am zis de SOA că este foarte liniștită și chestii și mai departe, dar News Reporters e un colectiv foarte interesant, mai ales cu Sancho, liderul, care e caterincă maximă, efectiv, e un tip super de treabă, liderul de aici. Mergem aici să vindem un ziar, stai, ziar, colegul, ziar, deliver 291, hai, acceptă și mie ziarul, te rog, nu e scump, e un dolar, mersi mult de tot. Așa, bun, raport. Bineînțeles că mi s-a pus, mamă, aproape fac dublu raportul, ești nebun? Aproape e dublu raportul. Deliver 2361. Ia să ne poate mai facem, poate facem raportul, să-l completăm de două ori. Cum ar fi să luăm și bonusul ăla? Nu mai știu, uite, 30 de K bonusul de completare raport. 25, parcă. Acum ai revenit? Da. Ce ai pățit? Am primit un apel și trebuie să răspund. Mamă, dar cum ai revenit așa ca din morți? Câte? 25? Nu te auto... 25. Nu te auto clipul și acum ce? 25? Da, am dat câteva anunțuri informative, dar am zis că mă las, că am dat /n în loc de news, adică s-a întâmplat niște chestii pe aici. Am înțeles. Dar am auzit acum la final că te chineai să vinzi un ziar. Băi, la quest-ul trecut era bătaie care cumpără ziar. De unde se cumpere ziar? Acum nu se mai cumpără ziar. Da, și acum nu mai interesează pe nimeni ziar. Da. Mă, noi nu o să dăm anunțuri gratuite pentru că o să ieșim de pe server, adică episodul nostru se apropie de final. O să mai dăm un anunț informativ la 56 și un pic. Stai puțin să vedem exact. 56.06, adică la 56. Dau AI. Mai dăm un anunț informativ că sesiunea de anunțuri gratuite știm cum e. Ia să vedem. Duty. Mai povestește-ne ceva, Nacl. Ce să vă povestesc? Cum e în SOA? SOA? Lupte seara. Față de acum un sfert de oră când am filmat noi celălalt clip? Nu știu, că n-am intrat. Raportul l-ai terminat. O, mulțumesc frumos. Cu plăcere, cu plăcere. Iar am dat /n. Băi, sunt dobitoc rău de tot. Băi, de sunt dobitoc /n. De sunt dobitoc rău de tot. Când? Mamă, de sunt dobitoc rău de tot. Băi, nu, gata, mă las de meserie. Mi-a dat, zice, și că corect. Zice, corect, însă n aiurea. Mi-a răspuns un helper. Ce helper? De cât ai n-uri de asta? Din greșeală am vrut să dau /news. Și am scris doar /n, mamă, m-au luat la ochi helperii, admini, îmi dau bani, murim cu toții aici. Nu, vor să te recrutezi în tabăra lor. Da. Știi vorba aia, dacă nu poți să-i învingi alături de lor. Da. Fraților, clipul de astăzi se apropie cu pași repezi de final. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă nu v-a plăcut, promit că o să vină un clip mult mai mișto pe viitor. Dacă vrei să adaugi ceva, Nacl. Bă, nu știu, intrați la mine în clan. Care e clanul tău? Zile și lor. Ultras Legends. Ultras Legends, îmi dai money leader dacă intru? Îți dau. Îmi dai de toate, leader. Nu? Și sub leader și tot ce vreau. Și sub leader și co-leader și leader și toate. Accese. De bază. De toate. Accese la, da. Să pupui clanul. Clan Wars. Da. Crească. Nu, tu nu ești pe server? Nu. Băi, tot clipul ăsta ne-am plimbat cu sultanul ăsta, mă, cel mai vechi sultan. Cel mai vechi sultan de pe RPG3. Bă, chiar e cel mai vechi sultan, nu? Da, așa o fi. Că am văzut poză, gen... Are color ID minus 1 sau? Nu, dar am văzut poză... Am văzut poză pe site, gen că e... Gen e primul sultan care apare în listă. A, păi, atunci el o fi. Cel mai vechi sultan, e mai vechi decât... Ia să zic, un jucător, dar nu, 8 ani, nu... Presupun că sunt jucători care au 8 ani aici pe joc, adică cu siguranță majoritatea. Jucători de Fortnite. Da. Să fiu rău. Fraților, mulțumesc foarte mult pentru toată atenția acordată și până data viitoare. Stay close. Bye.